Ce înseamnă Hives? Cum v-a venit ideea să faceți proiectul ăsta? Noi ne știm de foarte mult timp, fiecare activând câte o trupă din underground, na. Așa? Altceva păi știu că aveți un... știu că aveți un istoric mare. Dar cum ați venit? Cum v-ați întâlnit? Băi, hai să facem asta, pe ideea asta, cu imaginea asta... Păi, muzica am făcut-o eu în mare parte. Am stat, am închis în studio timp de un an și am făcut o mare parte din album. Ca după aceea să mă întâlnesc cu băieții să le zic, adică ei sunt cei mai buni instrumentiști pe care știu pe această nișă și sunt și prieteni foarte apropiați și atunci am zis, man, îți jurez. Și le-am arătat proiectul și am așteptat păreri. A fost chimie instant, am intrat în sală, am început să le lucrăm, am văzut că ne legăm foarte bine pe ele și am mers mai departe. După aia, imaginea a fost decisă de comun acord, să scoatem cei mai buni din fiecare, na, să se preteze cu sound-ul, mare parte. Câte piese ați înregistrat până acum? Albumul care va fi lansat în primăvara anului 2017 va conține 17 piese, iar în decembrie anul acesta vom lansa un EP ce va conține 4 piese oficiale și 3 remixuri ale primelor 3 release-uri. Ați fost în concerte până acum, în această formulă? Nu, Hands nu va concerta decât la începutul anului 2017, în primăvara anului 2017, după lansarea albumului oficial. Singurul eveniment unde vom fi prezenți va fi lansarea noului album Coma, de pe 26 noiembrie, la Arenele Romane, unde vom cânta în formule de DJ set. În ce trupe am cântat până acum? Am stat să enumerăm destul de multe, irelevant. Multe dintre ele nici nu mai există, dar fiecare din proiectele în care am activat până acum au fost un pas care m-a adus în punctul ăsta. Unele au fost un pas greșit, altele au fost un pas corect, indiferent, am învățat din fiecare ce a trebuit și am ajuns să ne înțelegem bine aici. Toți am cântat în trupe mai agresive pentru că toți am fost adolescenți teribiliști. E normal, este ceva anormal dacă nu ești un adolescent teribilist. Însă, cu timpul... reușești să degajezi toată acea energie, să scapi de ea și realizezi că sunetul implică, nu știu ce vreau să zic, vreau să dau într-un ceva, oricum văd, oricum nici mai filmează. Ca să revenim la întrebarea anterioară și inițială despre de ce suntem mult mai chill, pentru că am ajuns la concluzia că energia pe care vrem să o transmitem poate fi transpusă în producție, nu neapărat în a urla sau a avea volumul mai tare sau a avea cele mai agresive tonuri de chitară. Nu în asta, stă în atitudine, în mesaj și în producție. Totul ține de seama. Ce vreți să atingeți cu proiectul ăsta? Adică unde vreți să ajungeți cu el? Uite, am mai fost întrebat într-un interviu scris care considerăm noi că ar fi succesul. Din punctul meu de vedere și presupun că și al nostru ca grup, consider succes în momentul în care din 365 de zile pe an, 200 ești în turnee în jurul lumii cântând pentru un public care ți este aproape, cel puțin 5 ani de zile. Dacă faci asta timp de 5 ani de zile constant, eu consider că ai atins un succes, indiferent de nivelul lui. Nu contează dacă e doar în România? Nu aș vrea să mă limitez la țară. Sunt conștient că avem, în momentul de față, majoritatea fanilor noștri sunt din România și ne sunt foarte dragi și chiar s-a format o mică familie virtuală și suntem foarte bucuroși de chestia asta. Însă, motivul pentru care am și pornit proiectul mai mult spre engleză a fost ca să trecem puțin hotarele, pentru că e vorba de o industrie mult mai mare unde vrem să lovim. Cum credeți că poate ajunge o trupă românească să cânte afară? Prin muncă și investiție. Nu există nimic mai mult. Adică nu există nicio barieră de afară care zice a, ești din România, n-ai voie să cânti. Niciodată nu a fost, n-o să fie. Se bazează strict pe voința ta de a face ceva mai bun. În momentul de față, dacă mă uit în țară la tot ce înseamnă producție, merge și așa.
pe vorba asta, într-adevăr, nu o să accepte nimeni de afară sau cel puțin un festival serios, nu o să accepte niciodată să ia o trupă care merge pe premiza, merge și așa. În primul rând, orice trupă de afară are backline, majoritatea au scenă efectivă, au pe aur, au tot, adică vorbim de niște investiții care asigură un sound bun. Și atunci, da, să zic, nu prea avem despre ce să vorbim, că nu există blocaje. Singurul mod în care poți ajunge este prin multă muncă, multă dedicație și dedicație fanilor. Exact, de la, da. Sunt sigur că asta o să strânească puține comentarii împotriva mea din nou. Dar când am început proiectul ăsta, am gândit să fac ceva ce n-am reușit să fac cu niciun proiect până acum. Pentru că întotdeauna se opreau la... Existau niște blocaje și am decis să stau în studio pe cât de mult posibil și în continuare muncim toți pe cât de mult posibil să nu mai ne înfruntăm cu aceleași situații de lipsă de calitate în sunet. Despre asta e vorba. Deci asta crezi că a fost un minus în proiectele anterioare? Întotdeauna. Profesionalism, sound, punctualitate și cel mai important este devotamentul. Nu e vorba doar de un sacrificiu financiar, că financiar vorbind nu cred că ne-a costat mai mult de, o să zic o sumă estimativă, o să zic 1000 de lei, pentru că mă refer strict la niște sticle de vin, niște pachete de cancer sticks, așa, și nu știu, o shawarma sau un sandwich cât am stat la studio, alte cheltuieli nu au fost. Ce părere aveți de industria muzicală de la noi? Cu totul este foarte ok. Mi se pare că se întâmplă exact ce a trebuit să se întâmple în România anului 2016. Dacă vorbim de underground, în schimb, există un nivel stagnat, dar asta strict din lipsa de motivație. Pentru că, am mai zis într-un interviu, man, dacă investești 2 lei într-un produs, nu te aștepta să câștigi mai mult de 2 lei. Hai 4! Dar atâta, adică logică, dacă trupele acceptă în continuare să cânte pe două beri la un concert și pe un om la intrare, de unde se așteaptă să câștige banii necesari pentru a investi într-o producție bună, într-un album bun, în instrumente bune, în backline, într-o imagine? Logică, toate lucrurile astea costă. Și atunci ai de ales, ori îți găsești un part-time job sau faci ceva să strângi bănuții respectiv, că e un job, că e, nu știu, ai un business sau, na, poate te ajută părinții sau cine știe ce situații sunt. Ideea este că trebuie în primul rând să investești și apoi după aceea să te aștepți la rezultate. Nu intri în sală două luni, ai făcut trei piese, gata, cântăm, se întâmplă. E tare, doar că nu mai suntem în anii 70 să funcționeze așa. Legat de ceea ce a spus el, underground-ul trebuie să existe, adică nu putem să spunem acum, băi, nu vă mai apucați de muzică. Adică și inclusiv cu întrebarea de mai devreme, ce i-a spune unui copil, i-a spune, bă, apucă-te, dă fail de 100.000 de ori, găsește-ți oamenii cu care să dai împreună fail-uri, să-ți faci 15.000 de proiecte cum am avut noi, până îți găsești unul în care chiar crezi. Și atunci când chiar crezi într-un proiect, o să începi să investești. Și știind din spate unde ai pierdut, o să începi să acoperi golurile alea. Underground-ul românesc mi se pare că duce lipsă de viziune. În afară faptul că nu mai sunt atât de multe, în afară faptul că nu mai sunt atât de multe locuri în care poți să-ți manifeste arta, sunt, dar eu nu m-aș mai duce. Nu e vorba că nu susțin underground-ul, este vorba că în general în mentalitatea noastră de ascultători de underground nu știm să susținem muzica, exact ce am discutat mai devreme. În momentul în care se ridică ceva din underground și are 20 de ascultători din care 19 sunt prieteni și unul este șoferul care te-a adus cu duba ca să aduci sculele, ăla e punctul de start, să spune că e punctul în care ești pilaf. Da, ești zero, ești punctul în care înveți. Dar ceilalți care se uită și încep să comenteze, ăștia sunt nașpa, ăștia nu sunt căia, ce ai văzut tu la ăștia? Și nu apreciază măcar, nu știu, efortul unui om care chiar încearcă să facă ceva nou. Mentalitatea ta, celui care comentează la chestia asta, este mult mai jos decât acelui care cântă în underground, care este deja la punctul zero. Deci ceea ce înseamnă că underground românesc duce lipsă și de viziune, și de suport, și de oameni care chiar să vină să spună, băi nene, muzica, it's a fucking business, adică la modul ai posibilitatea să pui pariu cu business-ul pe care vrei să-l crești și să stai, să te pui la masă cu niște oameni, să spui, băi, eu vreau să fac chestia asta și sunt serios, o faci. Nu ai, fă-o ca un hobby.
Există o percepție pe care am simțit-o în general și probabil au simțit-o și în România cu și am văzut și în, nu neapărat în stilul rock, în toate stilurile că suferă și în hip-hop și peste tot, o percepție care spune că, bă, dacă ai ieșit din underground, ești nașpa. Mie mi se pare că muzica underground și muzica mainstream nu există fizic, adică e muzică peste tot, știi? Numai că unii simt satisfacție cântând într-un club cu 400 de oameni, ceea ce este foarte ok, că asta înseamnă 400 de oameni, este un vibe extraordinar, da? Și după ce au făcut chestia asta, dacă ei ajung să aibă un clip pe UTV, spre exemplu, o majoritatea sau unii, tendința românească este să spună, să discute chestia asta. Băi, s-au vândut sau nu mai sunt underground. Adică oamenii nu concep ca un proiect să evolueze. Aici intervine viziunea, viziunea ascultătorului. La modul, noi în România avem, ne place să avem chestia asta de categorie socială și anume, ăla e rocker, ăla e hip-hopper, ăla e manelist și ăla e ceva. În afară, tendința pe care am observat-o și pe care am simțit-o este în felul următor. Eu ascult muzică și îmi place muzică. Și pot să ascult și Justin Bieber, pentru că pot să-l ascult din punct de vedere al produsului, pot să ascult și Grasul XXL, pot să ascult și Okapi, pot să ascult ce vreau eu, și Nicki Minaj, pot să ascult ce vreau eu, pentru că ascult muzică. Este muzică, la sfârșitul zilei este muzică și Bring Me The Horizon și toate trupele pe care le ascultăm, ele fac muzică. Nu există underground, nu există mainstream. Când ai ajuns la el, pentru tine este o trupă. Nirvana n-a fost niciodată underground. Mainstream a devenit Nirvana, cum au declarat și ei. Ce sfat ați oferit unui puștan care s-ar apuca? Da, exact. Dacă vrei să te apuci de muzică, trebuie să fii conștient că dacă vrei să o faci la un nivel serios, trebuie să fii gata să renunți la absolut orice. Trebuie să faci un sacrificiu suprem în care renunți la, o să mă urască părinții, școală, muncă, prietenă, prieteni, ieșiri, tot. Tot. Trebuie să fii conștient că va veni momentul în care va trebui să renunți la absolut totul dacă vrei să atingi succesul. Dar dacă vrei să faci ca hobby, n-am să-ți dau niciun sfat. Fă ce vrei. Vorbesc cu Pertu, că-mi imaginez că îmi pui și îmi permit. Dacă eu nu mai în vârstă, vă rog să mă iertați. Salutare, suntem Hands și urmăriți I Think I Like It pe UTV. 1, 2, 3 și mult succes! Found you the piece that was missing inside of my